Fiul nostru, cu mărire și cu cinste, în columează-i pe dânsii. Și Duhului tău pus ai pe capetele lor cu nun de pietre scumpe, viața au cerut de la tine și le-ai dat lor. Din epistola către Efesenia Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, mulțumesc totdeauna pentru toate, într-un numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu și Tatăl. Supuneți-vă unul altuia într-o frica lui Hristos. Femeile să se supună bărbaților lor ca Domnului, pentru că bărbatul este cap femeii, precum și Hristos este cap bisericii, trupul său, al cărui mântuitor și este. Căci precum biserica se supune lui Hristos, așa și femeile bărbaților lor întru toate. Bărbaților, iubiți pe femeile voastre, după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, croțind-o cu baia apei prin cuvânt, și ca să o înfățișeze sieși biserică slăvită, neavâmpată sau zbârcitură, ori altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă și fără de prihană. Așadar, bărbații sunt datori să-și iubească femeile ca pe însăși trupurile lor. Cel ce iubește femeia pe sine se iubește, căci nimeni vreodată nu și-a urât trupul său, ci fiecare îl hrănește și îl încălzește, precum și Hristos biserica. Pentru că suntem mădulare ale trupului lui, din carnea lui și din oasele lui, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este, iar eu zic în Hristos și în biserică, astfel și voi, fiecare, așa să-și iubească femeia ca pe sine însuși. Iar femeia să se teamă de bărbat. Și Duhului tău. Aliluia, aliluia, aliluia.